Rivalitatea pe plan fotbalistic dintre U și CFR a fost descrisă în volumul Cluj contra Cluj, istoria celui mai vechi derby local din România, apărut sub egida editurii Eikon, lansat la hotelul Napoca. Povestea întâlnirilor dintre cele două echipe de fotbal clujene a fost așternută pe paginile acestei cărți de unul care ține cu culorile alb-negre ale universității în persoana lui Tiberiu Fărcaș și altul care simpatizează cu alb-vișiniul CFR-ului în persoana lui Bogdan Stanciu pentru a oferi o garanție a echilibrului acestui volum. Cei doi autori ai cărții descriu în cele 160 de pagini povestea meciurilor dintre U și CFR timp de 92 de ani. Ce a determinat să scrie această poveste o aflăm chiar de la ei. Această carte este rodul necuriozității, în primul rând, și este rodul situațiilor care au apărut de-a lungul ultimilor 10 ani între U și CFR. Și am vrut să vedem ce se întâmplă în trecut, între cele două echipe, ce istorie are acest derby. Ne-am pus pe documentar și am scris lucrarea. Păi, practic, este o poveste și o poveste care merită spusă, ca să zic așa. Pur și simplu, și numai faptul că există în Cluj, Napoca, un derby care se dispută de 92 de ani, este, am considerat noi, demn de a fi cuprins în paginile unei cărți. Adică există țări în Uniunea Europeană care au o istorie mai scurtă decât istoria acestui derby și am vrut să mergem pe firul istoriei până la sursă, până la începutul derbiului pe care l-am găsit în octombrie 1920. Și de atunci am încercat să redăm istoria, povestea de fapt acestei partide. Moderatorul întâlnirii a fost Dan Olteanu, iar invitații care au luat cuvântul la acest eveniment a fost Rareș Ciocoi Pop, prodecan al Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Mihnea Măruță, jurnalist la Ora de Cluj, Radu Bichiș de la Gazeta Sporturilor și Ovidiu Blag de la Radio Cluj. O explicație a titlului cărții Cluj contra Cluj ar fi următoarea. Există o rivalitate istorică între cele două echipe, au avut loc 63 de derbiuri care demonstrează acest lucru începând din 1920 până în 2011. În ultima perioadă putem asistăm la o exacerbare a rivalității, în mod evident, o accentuare a ei. Pentru că încă din 1920 acest derby împărțea Cluj în tabere rivale și am observat această rivalitate manifestă încă și în anii 50 și în anii 60, după care în anii 70 a existat de asemenea această adversitate, iar ea s-a exacerbat în ultimii 8 ani, 10 ani, ultimii 10 ani. Și este vorba de o rivalitate între o echipă care are o tradiție încununată cu destul de puțină performanță și aici mă refer la U Cluj, dar care în schimb a generat foarte multă iubire și afecțiune în jur, și de o altă echipă condusă în stil corporatist, ca o mașină de obținut performanțe și trofee, care cunoașterea performanței. Amândouă cred că merită respectul nostru, una pentru entuziasm și emoție, cealaltă pentru performanță și forță. Lansarea s-a bucurat de o asistență destul de numeroasă, de la cei mai tineri până la cei mai în vârstă simpatizanți ai acestui fenomen. De remarcat, totuși, absența de la acest eveniment cultural ai reprezentanților celor două echipe. Eu sper că au fost foarte prinși cu pregătirea meciurilor care urmează. Documentarea pentru această carte a durat timp de 6 luni, a apărut într-un tiraj de 3.000 de exemplare și se va putea achiziționa la prețul de 10 lei. Evenimentul s-a încheiat cu o sesiune de autografe a celor doi jurnaliști.